Ministrul Agriculturii vrea să vină în sprijinul liceelor cu profil agricol. Acest lucru ar fi mai mult decât benefic pentru cei care studiază acolo. Cadrele didactice sunt încântate de idee pentru că ar avea la dispoziție dotări moderne cumpărate din fondurile ministerului. Cu timp în urmă, promisiuni legate de acest subiect a făcut la Iași ministrul Petre Daia. Mai zilele trecute, prezent la campania Alege Oaia, un secretar de stat cu legături în agricultură a reluat promisiunile ministrului. Urmează un material AgroTV semnat Raluca Daria Diaconiuc. Ministerul Agriculturii continuă procedurile de preluare a liceelor agricole, dă asigurări secretarul de stat Daniel Botănoiu în vizita efectuată în județul Iași. Liceele agricole noi vrem să le preluăm în continuare. După cum bine știți, a fost o chestiune mixată între Ministerul Educației și noi. Noi am spus clar, din punct de vedere al curiculei, vom merge pe varianta Ministerului Educației, că este firesc, dar administrarea cu dotările, cu investiții pe care le vom face, preferăm să fie la noi, pentru că este vorba de număr de 33 de licee, unde vom încheia parteneriate cu fermierii ca să producem acea mână de lucru de care ei au nevoie. Fermierii au mare nevoie de forță de muncă bine pregătită, iar aspectul pare să intereseze și pe reprezentanții Ministerului Agriculturii. Altfel, riscăm să producem o mână de lucru, hai de spune, calificată, dar în alte domenii, care să nu satisfacă cerințele pieței. La nivelul județului Iași, 3 licee agricole sunt mereu în parteneriat cu fermierii. Este vorba de liceele de la Miroslava, Poduiloaiei și Vasile Adamachi din Iași.